Continuăm cu o informație de ultimă oră. Avertizarea momentului vine de la meteorologi. Avem un cod portocaliu de viscol puternic la altitudini de peste 1600 de metri de mâine seară și până poimâine. Cristi Georgescu este pe pârtie și ne spune cum va fi vremea și în ce zone trebuie schiorii să fie precauți. Cristi, bună ziua! Bună ziua, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor! Trebuie să fim foarte atenți dacă ne aflăm în zona montană la altitudini mai mari de 1600 de metri și ne referim exact în zonele Carpaților meridionali și de curbură. Așadar, acest cod portocaliu intră în vigoare de pe 7 februarie de la ora 22 și este valabil până pe 8 februarie la ora 20. Așadar, la aceste altitudini precizate de peste 1600 de metri, vântul va sufla tare cu rafale de peste 120 până la 140 de km la oră, va fi viscol, puternic, zăpadă preînvinită și vizibilitate foarte scăzută. Așadar, vorbim despre mai multe județe, între care Prahova, Covasna, Brașov, Sibiu, Argeș, Hunedoara, Galați, tot mai în această zonă, acolo unde turiștii încă se mai bucură de pârtii, trebuie să fie foarte atenți, asta în condițiile în care vor fi zone greu accesibile, dar și vizibilitate redusă, ce va împiedica astfel practicarea sporturilor în condiții normale. Tocmai de aceea, sfatul salvamontiștilor este ca noi să nu ne aventurăm pe acele zone vizate de cod sau dacă o facem cu o temeinică informare în general.